Salut! Astăzi am plăcerea să stau de vorbă cu Luciana. Te invit să asculți acest episod dacă vrei să afli ce înseamnă să studiezi la o facultate în București cu predare în limba engleză, dar și cum a ajutat-o perioada petrecută la o facultate din Porto să-și schimbe mentalitatea privind școala și studiul în general. Dacă vrei să înveți ce înseamnă o carieră de finance în domeniul telecom, dar și retail banking, și în ultimul rând, cum skill-uri precum storytelling, critical thinking și curiozitate a ajutat-o pe Luciana să lucreze astăzi într-un mod agil din rolul de product manager în cadrul aceleiași bănci. Enjoy! Mulțumesc mult, Luciana, că ai acceptat invitația. De regulă începem cu o scurtă, putem să începem cu o scurtă introducere legat de studii, de background profesional și nu numai. Și apoi elaborăm pas cu pas. Ok, păi mulțumesc de invitație. De studii. Păi am terminat ASEU. De fapt am terminat ASEU printr-o întâmplare, pentru că totul se întâmplă printr-o întâmplare. Eu când eram la liceu mi-am dorit foarte mult să fac Academia de Poliție. Mi se părea mie că e o carieră așa cu foarte multă prestanță. Și cred că era luna mai și deja ne pregăteam să ne înscriem și pregăteam dosarele pentru facultate și țin minte că m-au picat la proba medicală dinainte să ajung la proba sportivă, la proba teoretică, făcusem o grămadă de meditații și fiind atât de disperată pentru că mai era foarte puțin până începeau înscrierile, am zis ok, unde să mă duc la ASE? Și am zis, dacă tot mă duc la ASE, așa, să aleg o facultate care este cumva mai specială față de celelalte și m-am dus la relații economice în limba engleză. Ok. Acum, uitându-mă în spate, cred că n-a fost neapărat o alegere greșită, pentru că îmi dau seama că facultatea a avut un avantaj foarte mare fiind în engleză, că deja mă duceam la interviuri, la joburi și când toată lumea auzea că am făcut facultate în engleză, deja era un avantaj. Și în al doilea rând, ne-a oferit foarte multe oportunități, uitându-mă acum și la colegii mei de grupă, pentru că era cumva foarte general ce ne învățau acolo și avea acces la foarte multe domenii de activitate, de la HR, la finance, la project management, cumva puteai să-ți alegi cam orice după ce terminai. Bun. Mai zic ceva tot în legătură cu educația. După ce am terminat ASEU, m-am gândit eu că ar fi o idee bună să mai încerc și alte facultăți. Și în loc să dau la master la ASE, am zis să mă duc la Politehnică. Wow! ce e acolo, de toată lumea laudă Politehnica. It's a trap! Chiar a fost! Chiar a fost, pentru că 2 ani din viața mea m-am dus la masterul ăsta la Politehnică, unde mi-am dat seama că eu nu am nicio șansă să termin masterul, pentru că îți trebuia să ai niște cunoștințe serioase de programare. La sfârșit trebuia să programez o aplicație. Eu nu mi-a plăcut în viața mea programarea, nu m-a interesat, n-am vrut să învăț, mi s-a părut că e o chestie de băieți și mi-am dat seama că mi-am pierdut 2 ani și că nu puteam să termin acel master. Și am zis, ok, mă duc, mai fac un master după 2 ani, apoi lase să fac master. Și am făcut și un master la ASE și cam astea sunt studiile pe care le-am avut. Ok. Okay. Interesant, oricum. Ai vrut să te duci la Politehnică și masterul era la automatică sau la electronică? Da. La automatică. La automatică, wow. Dar... Ai zis. Era interesant pentru că masterul se chema Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri. Și, practic, ce făceau în masterul ăla era să combine cunoștințe de programare cu cunoștințe de business, astfel încât la sfârșitul programului
tu să-ți poți dezvolta o afacere online, fie pe telefon, fie pe desktop. Deci ideea nu era rea, doar că era dezavantajul celor de la ASE că nu aveau cunoștințe de programare și era în dezavantajul celor de la Politehnică că nu aveau cunoștințe de business. Da, da. A, uite, da, dacă se pune accentul pe lucru în echipă, poate era ok, nu? Că erați complementari, practic. Că tu veneai cu business planul și ei veneau cu partea tehnică. Dacă. E un cuvânt important. Ok. Trecăm mai departe. O să revin cu întrebări la fiecare, la ASE, la Politehnică. Ok, după master la ASE, cum a fost la job? Care a fost primul job? În ce domeniu? Păi eu m-am angajat în anul 3 de facultate. Ok. Am început un program de training la Vodafone. Ok. Și mi s-a părut șansa vieții mele, pentru că la momentul ăla țin minte că de fiecare dată când vedeam câte un job, toată lumea cerea experiență tinerilor absolvenți. Și programul ăsta de trainee de la Vodafone cerea fix inversul. Spunea că dacă ai mai mult de un an experiență, nu ești potrivit. Oh. This is it. Acolo trebuie să ajung. Și programul e foarte interesant pentru că practic tu ca trainee mergeai prin 3 departamente, puteai să vezi diferite arii din business și cumva la sfârșitul celor 6 luni, că stăteai 2 luni în fiecare, să-ți alegi unde îți plăcea cel mai mult. La mine a fost o altă întâmplare, faptul că eu când m-am dus și am început programul, țin minte că le-am spus că eu vreau să fac marketing. Că mi se părea mie ceva cool, ceva nou așa, la facultate cumva mi-a plăcut, doar că mi-au spus că nu sunt potrivită pentru marketing și m-a văzut cineva, un manager din finance, și mi-a spus, ești potrivită să faci finance. Marketing la finance e o diferență foarte mare. Și când m-au sunat să-mi spună, uite, nu ai fost acceptată pe marketing, dar avem o veste bună, ai fost acceptată pe finance, am zis, da, bun, și acum ce fac? Eu nu voiam să fac finance. Și analizând, eu am pus în balanță, zic, ok, hai să încerc, că poate totuși, ajungând în firmă și având ocazia să văd și alte departamente, poate totuși o să sfârșesc făcând marketing. Dar nu, am sfârșit făcând 5 ani finance. Scuze că te întreb, ce parte de finance a fost? Am făcut mai multe. Am început din zona de contabilitate. Ok, nice. Care era destul de greoi, dar partea bună era că m-a învățat niște lucruri elementare. Cum se fac niște înregistrări în sistem. The accounts. Exact, da. Și deși nu mi-a plăcut, mi-am dat seama mai târziu că m-a ajutat foarte mult un an și jumătate de contabilitate. După aceea am trecut în zona mai de analiză, de raportare, de comparat cifre și luat cumva decizii pe baza lor și mi-am dat seama că mă atrage foarte mult partea aia. Și ultimul meu job în Vodafone a fost de finance business partner. Nice. Care, da, e un job drăguț, e ca un fel de consilier de finance pentru oamenii din business. Practic îi ajuți cu informații financiare astfel încât ei să poată lua decizii. Ok. Și după Vodafone și după jobul ăsta de finance business partner, ce a urmat? M-am mutat în ING. Ok. Deci de la telecom la banking. De la telecom la banking, da. Am vrut să schimb domeniul. Și m-am gândit eu că banking-ul e așa interesant, că e de viitor. Mi se părea că s-a dezvoltat din ce în ce mai mult în ultima perioadă și am zis hai să încerc să vedem cum o să fie. Acolo m-am dus tot pe o poziție de finance business partner.
Doar că ce a fost diferit față de Vodafone este că am avut marele noroc să dau peste o persoană care a fost mentorul meu timp de un an și jumătate. Și practic, făcând business partnering pentru el, am avut ocazia să stau foarte mult cu el și cu echipa lui și pentru mine a fost un an și jumătate de lecții de leadership intensiv. Nice. Și petrecând atât de mult timp și văzând cum își construiește strategia, cum își conduce oamenii, cum ia decizii și așa mai departe, am zis, următorul meu job nu o să mai fie finance, vreau și eu să fac ce face omul ăsta. Și așa am ajuns să fac zona de product management. Wow, product management. Stai, vorbim de product management, deci eu am background de inginerie. Nu vorbim de product management IT sau vorbim de product management, alt soi de product management? Alt soi de product management. Ok, ok, IT. Ok. ok. Și vrei să explici acum ce înseamnă product management în banking sau vrei să trecem apoi când revin cu întrebări? Un overview măcar. Da, un overview foarte pe scurt. Noi lucrăm agile. Știu că am mai fost. Ok. Ok, nice. Suntem prima bancă care a implementat modul ăsta de lucru în România. Nu știu dacă suntem și singura sau mai fac și alții la momentul ăsta. Practic, ce facem în zona asta este să coordonăm cam toate proiectele care se întâmplă în squadul nostru, să alocăm resurse și activități, astfel încât să ne asigurăm că la sfârșitul celor 3 luni, lucrăm pe intervale de timp de 3 luni, ne-am atins obiectivele și că la sfârșitul anului ne-am atins obiectivele cele mai mari. Da, ok, ok. Deci practic e același product management cu care sunt și eu familiar, nu? Adică din zona de inginerie. Practic aveți niște cerințe, niște funcționalități pentru diverse aplicații pe care le folosiți, fie către clienți, de fapt către clienți, fie retail, fie wholesale, fie voi știți. Mm-hmm. Dar chiar în ce parte de finance? E retail, wholesale sau... Eu am lucrat pe retail și acum sunt top. Deci, practic, vorbim de ING Home, cum se numește, aplicații de mobil? Și persoane fizice, în general, doar că eu ce fac nu sunt pe zona asta de home bank și așa mai departe, ci noi suntem în departamentul de operațiuni care se ocupă de toate funcționalitățile noi de pe bancomate. Ok, nice. Așa, și ne ocupăm de toată flota de bancomate din toată România. Nice, deci practic voi gândiți ce se întâmplă cu un bancomat din punct de vedere software. Da. Ok. Exact. Ok, nice, nice. Ok. Și practic asta e prezent, am ajuns în prezent, da? Product management. Am ajuns în prezent. Ok, asta zona de retail pentru o bancă super, pe niște din... București. Ok. O revin acum cu întrebări. Ne întoarcem la studii, ne întoarcem la ASE. Deci, relații economice, limba engleză. Ai menționat că atunci când te duceai la interviuri, era foarte sexy partea asta pentru angajatorii, băi, studiat în limba engleză. Și și eu, de exemplu, când am dat la Poli, aveam opțiune să facem în limba engleză sau limba română și bineînțeles că hai să mergem pe limba engleză că e sexy. Deci, practic, cumva, de generația asta de millennials, ne-am dus pe engleză. Cum a fost 3 ani, da? 3 ani la ASE. Cum a fost? Ai avut internship-uri pe timpul studiilor? Ai avut exchange-uri? Care era mindset-ul atunci? Urmăreai să te specializezi pe ceva anume sau să fii cât mai generalist? Nu știu, sunt mai multe întrebări aici, dar încep cu care. În primul rând, cum a fost experiența în limba engleză la ASE? Pentru toată lumea care ascultă,
A avut și avantaje și dezavantaje. Unele un dezavantaj pe care l-am sesizat eu este că era engleză, dar pe alocuri mai era și română. Că uneori profii se mai împotmoleau, le era mai ușor să spună în română și așa mai departe. Pe de altă parte, fiind în engleză, se foloseau foarte mult de materiale de studiu din afară. Adică era mai ușor să iau o carte de marketing a unui profesor din Statele Unite decât să iau o carte a unui profesor român tradusă în engleză. Și atunci cred că ne-a ajutat pentru că foloseam manuale ale unor profesori internaționali. Nice. Asta a fost un avantaj, cumva vedeam perspectiva direct a unor profesori internaționali. Eu nu am căutat să mă specializez. Singurul lucru wow pe care l-am făcut în timpul facultății a fost să merg în Erasmus. Bravo. A fost o experiență care cred că pe mine m-a... Prima experiență care m-a format ca student, pentru că m-am dus în Portugalia, în primul rând că e un necunoscut. Ok, ce mă fac? Nu cunosc pe nimeni, e o țară nouă, trebuie să-mi gestionez banii, unde stau, prietenii noi și așa mai departe. Dar ce am învățat, de fapt, acolo, în cele 6 luni, am învățat cum să gândesc. Dacă în România profesorii ne arătau 2 manuale și ne puneau să învățăm pe de rost de acolo și să dăm examene, acolo examenele erau foarte diferite. Adică un 10 în România cu un 10 în Portugalia, era șanse mari ca acolo să nu iei niciun 10. Uite că tot discuția asta e recurentă cu 10-le la... cu nota 10. Am avut-o pe Teodora, care a studiat masterul la, în UK, la Londra, și spunea că nu, 10 e imposibil să iei. Exact, nu, 10 erai un mic geniu, dacă reușeai să iei un 10. Dar, în schimb, în primul rând, treceai peste complexul notelor. Că îți dai seama că, de fapt, un 10 nu simbolizează faptul că tu ai acumulat neapărat multe cunoștințe. Și ne învățau cum să gândim, pentru că la examene nu erau examene în care îți dădeau propoziția luată mot-a-mot din carte, tu o recunoșteai și dădeai răspunsul. Nu. Toate examenele însemnau exemple foarte concrete în care tu veneai, aplicai teoria și obțineai un rezultat. Și așa se luau notele acolo. Și cam ăsta a fost singurul lucru deosebit pe care l-am făcut în timpul facultății. Ok. Nice, bravo. Sunt fan, mai ales Erasmus sau orice fel de exchange în altă... În ce oraș a fost în Portugalia? În Porto. Porto, nice. Cum a fost viața acolo? Viața e... Ai învățat limba sau... Reușisem și să învățăm. Am plecat în multe românce, cred că 7 de aici din România. Reușisem și să învățăm portugheza, că era foarte asemănătoare cu spaniola și reușisem foarte ușor să învățăm. Așa e, tu vorbești spaniola super, super fluent, am uitat. Vorbesc spaniola, da, și mie mi-a fost ușor, m-am obișnuit. Iar viața era... o petrecere continuă. Cineva crede că nu poți învăța și merge la petrecere în același timp, te duci în Porto, stai 6 luni și îți dai seama că se poate. Trebuie doar să... Nice, bravo. Și apoi, după ce ai terminat facultatea la ASE, te-ai gândit la masterul de la Politehnic. Da. Acum, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că a fost o decizie proastă, neinspirată total, pentru că au fost 2 ani în care nu am învățat mare lucru. Adică dacă mă uit acum înapoi cu ce am rămas din masterul ăla de la Poli, nu aș putea să pun degetul pe ceva. În schimb, care a fost partea pozitivă a fost că m-am înscris la ASE, la celălalt master, când deja vedeam lucrurile diferit. Ok. Practic a fost un soi de sabatică. Exact, da. Și când m-am dus la masterul de la ASE, mi s-a părut că a adus mult mai multă valoare decât dacă l-aș fi făcut imediat după facultate, pentru că
aveam o părere formată, puteam să pun întrebări profesorilor fără să simt că o să-mi taie cineva capul, puteam să-i contrazic dacă citisem ceva undeva și mi se părea că nu se leagă o teorie. Și atunci mi s-a părut că a avut mult mai multă valoare să-l fac un pic mai târziu, când aveam un pic de experiență în domeniul muncii, când îmi formasem o părere despre anumite lucruri, decât imediat după facultate, când vii cu mentalitatea de student, e doar un curs, îl faci, îți iei diploma și ai plecat. Bravo! O gândire sănătoasă! Scuze! Da. Continuă, te rog! Voiam să mai spun că, și pentru că m-am dus mai târziu, într-adevăr l-am abordat diferit. În loc să mă concentrez pe a lua note mari la toate materiile, m-am concentrat pe acele materii care mi se păreau mie că îmi aduc plus valoare. Ok. Okay. Și cel mai fain curs pe care l-am făcut a fost cursul de critical thinking. Și țin minte că acele cursuri erau sâmbătă și mă duceam în fiecare sâmbătă pentru că îmi plăcea foarte mult. Ok. Ce înseamnă critical thinking? Critical thinking înseamnă cum să iei decizii, dar cumva trecându-le prin diverse filtre. De Instagram. Bine, e un pic mai profund atât, adică... Cum să explicăm lui Gigi, băi, nu știu, hai să fim un pic mai critici și să dezvoltăm partea asta de critical thinking. Și cum să explicăm mai pe... Păi, cred că foarte simplist vorbind, o decizie nu o fundamentezi bazat pe o listă cu pro și contra, ci în momentul în care iei o decizie, sunt mai mulți pași pe care îi faci înainte și acești pași implică această gândire de tip critic. Adică mă uit, poate, de exemplu, am niște asumții greșite într-un model sau poate ipotezele pe care le-am folosit nu sunt neapărat corecte. Și atunci nu e doar o decizie, fac un tabel cu pro și con, ci se merge un pic mai în substrat. Ok. Practic, bine, pentru mine ce înseamnă un soi de critical thinking, să pun întrebări, adică să... Exact, să pui întrebări, poate câteodată atinge și un pic zona de psihologie, de ce fac oamenii unele lucruri, sunt deciziile raționale, sunt iraționale și mergând un pic mai în profunzime, poți să iei o decizie mai ușor sau mai fundată, să zic. Ok. Luciana, cum se numea masterul la ASE pe care l-ai făcut? La ASE? Da. Cum se numea masterul? Da, da, da. Managementul afacerilor internaționale. Super sexy. Ok, și revin aici cu întrebarea. Ai recomandat treaba asta de sabbatical sau cumva o perioadă de... Să ai o perioadă din asta în care pur și simplu explorezi niște, nu știu, te duci cu rucsacul în spate, te plimbi pe undeva sau te duci și lucrezi pentru o companie, orice ar fi, nu faci masterul imediat după ce termini licența. Recomanzi lucrul ăsta? Da, eu aș recomanda. Pentru că din experiența mea, un an, nu e, anul ăla nu e un an pierdut. Deci nu ai pierdut nimic dacă faci masterul cu 2 ani mai târziu decât colegii tăi sau cu un an. Cred că dacă vrei să te ajute cu adevărat, cred că ți este mult mai folositor dacă îl faci un an sau doi mai târziu decât dacă îl faci imediat după ce termin facultatea. Pentru că te mai maturizezi un pic, ajungi să gândești un pic diferit, îți formezi niște opinii și te duci în programul de master și ai capacitatea să alegi acele lucruri care te interesează și crezi că te ajută pe mai departe. Tare. Sunt curios oare ce se întâmplă, adică în perioada aia. Ce, crezi că ai fi putut să gândești la fel dacă cumva ai fi făcut ceva diferit în timpul licenței
ce ai fi putut să faci diferit? Ai fi putut să citești mai multe cărți? Ai fi putut să... Cred că ce m-a ajutat, uitându-mă în urmă, a fost interacțiunea cu colegii de la birou. Okay. Pentru și interacțiunea cu oameni în general, din cei 7 ani de muncă, cred că interacțiunea cu oamenii e cea mai valoroasă. Și mi-a dat 2 lucruri interacțiunea cu oamenii. Unul a fost, am învățat foarte multe lucruri de la ei. Gândește-te că când ai 20 de ani și intri într-o companie, oricine e mai mare decât tine, deci de la oricine poți să învăț. E imposibil, așa, să nu fie cineva de la care să nu ai nimic de învățat. Și doi, la mână îți dă mai multă încredere. Pe măsură ce acumulezi informații, mai câștigi un pic de încredere în tine și încă un pic și încă un pic. Și deja într-un an sau doi, să dai seama, băi, stai un pic, am acumulat și eu niște informații. Acum am și eu o părere despre contabilitate, nu? Mai trebuie să-mi vină doar profa de la ASE să-mi spună cum se face. Nu pot să port o discuție, nu doar să fie un monolog de la profesor la student. Asta cred că dacă, poate dacă m-aș fi angajat din timpul facultății, deși cred că e dificil să mergi în paralel, da, dacă faci pe ambele bine, poate că ar fi ajutat. Ok. Ok. Trecând la Vodafone, la programul de trainee, de acolo n-am cunoscut. Practic am făcut și eu același program, doar că eu am fost pe, nu eram pe finance, eram pe partea de tehnologie. Foarte, foarte mișto oricum. Ce te-a atras la programul ăsta? Ai spus că ce era mișto, că spuneam, ok, pe lângă toate celelalte firme, adică majoritatea, ok, dacă nu ai experiență, sunt șanse mici să fii acceptat, pe când Vodafone era fix opus, ok, dacă ai mai mult de un an sau 2 ani, nu te încadrezi la programul ăsta. Da. Pe lângă lucrul ăsta, ce te-a atras la te-a atras în industria telecomunicații, te-a atras compania sau te-a atras mai mult programul ăsta de training în care te roteai în mai multe departamente? Care a fost atracția numărul 1? În primul rând m-a atras programul, pentru că eu pe vremea aia cumva ziceam eu că aș vrea să încerc să fac marketing, dar nu știam dacă îmi place exact și mi se părea că programul îți oferă flexibilitatea, că dacă nu știi exact ce vrei, mai încerci un alt departament și mai încerci un alt departament și cumva, mergând și stând zi de zi cu oamenii, îți este mai ușor să vezi ce presupune activitatea și îți este mai ușor să te decizi dacă ți se potrivește sau nu. Cea mai, sau de fapt ce m-a impulsionat să-mi doresc să intru în program, a fost că eu aveam 2 colegi de facultate care erau parte din program. Ok. Și eram, ți-am zis, anul 3 și veneau la facultate și povesteau. Și mi se părea atât de mișto ce povesteau fetele în pauză și ziceam, băi, dar vreau și eu să intru în programul ăsta. Deci totul părea așa, ca un vis frumos. Povesteau că este un grup mare de trainee, că sunt foarte închegați, că oamenii din departamentul în care au nimerit sunt foarte mișto, că li se explică, că li se povestește, că învață lucruri noi. Și având comunitatea asta de trainee, le era mai ușor, că erau oameni ca ele, împărtășeau aceleași idei, aceeași vârstă și cumva avea 2 componente, și învățarea, dar și oamenii din program. Ok. Ok. Și cum a fost, deci, pe lângă rotația asta pe care l-ai avut timp de 2 luni, deci tu voiai marketing și până la urmă ai făcut contabilitate un an jumate. Trained accountant? ești super, super tare pe contabilitate, da? poți să faci un rezumat, bă, ce, până la urmă, la ce se rezumă contabilitatea? Contabilitatea, acum că mă uit în spate, e ceva super ușor. După una jumătate la o firmă super... Da, mi se pare ușor pentru că sunt niște reguli de bază pe care dacă le înveți, îți dai seama că totul se învârte în jurul lor. Și okay. Nu sunt multe reguli.
cumva mi-a fost ușor să deprind regulile astea ale contabilității, pentru că mie în liceu mi-a plăcut matematica, adică nu eram vreo străină de matematică, pur și simplu nu mă vedeam toată viața făcând asta. Mi-a fost ușor să le deprind. Singurul lucru care mi se părea că nu se potrivește cu personalitatea mea era că este un job repetitiv. Ciclul e de o lună. Că la sfârșitul lunii vine închiderea de lună și tot timpul face același lucru. Se termină luna, iar face închiderea de lună. Ce înseamnă închidere de lună și an fiscal? Închiderea de lună înseamnă că vine o perioadă foarte aglomerată de 2, 3, 5 zile, depinde de la companie la companie, în care se închid absolut toate înregistrările din luna respectivă, astfel încât să te asiguri că ai facturi puse în sistem, nu știu, accrual, provizioane și așa mai departe, astfel încât să reflecți toate cheltuielile sau toate veniturile din luna respectivă. Și același lucru se face și la sfârșit de an, doar că se face pe un an, nu se face pe o lună. Ok. E ceva diferit în contabilitate pentru o companie din telecom și o bancă? Dacă ai face contabilitatea unei bănci, e diferită față de contabilitatea unei companii din, nu știu, din industria de telecomunicații? Da, din ce am văzut e destul de diferită. Eu n-am apucat să fac contabilitate la bancă, dar pe zona de cheltuieli seamănă destul de mult. Deci pe zona de cheltuieli, dacă o persoană vine din telecom în bancă, poate să lucreze fără nicio problemă. Pe zona de venituri nu mai e atât de ușor, pentru că sunt produse total diferite. Înregistrările contabile diferă, dat fiind că produsele sunt diferite și tratamentul contabil e diferit și atunci îți trebuie niște cunoștințe specifice, da. Ok, dar pentru că, de exemplu, dacă sunt ambele în București, urmărește același standard de IFRS sau care or fi, nu e ceva schimbat, e ceva schimbat, bancă versus... Nu, urmăresc același standard, da. Ok, pe mine, okay. Și după contabilitate, ai făcut analiză, raportare, performance, nebunii din astea? Da, nebunile astea sunt mult mai interesante, pentru că treci de la o acțiune repetitivă, cât de cât, lună de lună, îți pui mintea la contribuție, adică iei cifrele și încerci să le interpretezi sau să le citești, astfel încât la sfârșit cifrele alea să spună o poveste. Adică, nu știu, dau un exemplu foarte banal, mi-au scăzut cheltuielile în ultima lună cu X%, poate să aibă legătură că în luna respectivă am decis să nu mai facem o campanie de marketing. Le corelez cu un eveniment care se întâmplă. Și spui o poveste despre cifre. Și câteodată, pe baza acestei povești, poți să iei o decizie. Sunt curios ce fel de tool-uri foloseați. Adică, cred că era nu doar Excel. Era un Excel? Majoritatea un Excel. Oricum, mi se pare mișto partea asta de analiză, raportare. Adică se pune accent din ce în ce mai mult pe treaba asta. Se pune accent și cred eu, personal, dacă zona de contabilitate o mai poți automatiza, o mai poți face niște roboții din ăștia care să-ți facă niște înregistrări automate, eu cred că zona de analiză o să rămână tot timpul dependentă de resursa umană. Ok. Că oricât de mult ai încercat să faci un roboțel care să-ți gândească, să se uite pe niște cifre și să pun o concluzie lângă ele, o să fie dificil. Oh. Și cred eu că se dispară. Dacă din zona de finance o să dispare ceva, probabil task-urile repetitive. Mai degrabă din zona de contabilitate decât din zona de analiză. Ok. Și apoi partea de finance business partner. Wow! Ce mai sexy din... E super cool. E cel mai cool job din finance, mi se pare mie. De ce? Se bazează
preponderent pe partea de analiză, doar că mai ai o bucată pe care nu o ai în nicio altă zonă din finance, și anume faptul că ești atașat unui departament de business. Okay. În general, un departament care se ocupă de produse noi, de clienți, de funcționalități noi. Și atunci iei zona de analiză pe care o faci în finance și împreună cu oamenii de business gândești strategia. Pentru că de foarte multe ori strategia e despre client, dar e și despre cifre. Că majoritatea obiectivelor au și niște cifre atașate. Da, vrem să fie clientul mulțumit, vrem să facem o funcționalitate înaintea competitorilor și așa mai departe, dar la sfârșit toate obiectivele se măsoară în cifre. Ok, și asta ce soi de parte de finance? Adică, ok, te legai de KPI-uri, de business cases? Ce, da, făceam adică toate. Adică NPV, IRR și nebunii din astea? Sau nu? Da, și nebuniile astea, dar mai rar. Deci făceam zona de business case-uri. Dacă okay. voiau fac o campanie de Black Friday, că tot a fost okay. acum. Okay. Ne să vedem ce prețuri voiam să punem și cum aveau să impacteze prețurile astea profitabilitatea. Ok, ok. Aveam să fim mai jos. Asta era un mic business case. Era printre cele mai ușoare de făcut. Pe lângă zona de business case-uri, ne mai uitam și peste zona de actuale și buget. Se numesc în termeni de specialitate, adică la începutul fiecărui an se construiește un buget al departamentului, ce venituri își propuneau să aibă, ce cheltuieli și profitul respectiv. Și pe zona de actuale urmărești lunar să vezi ce am făcut, cât de departe suntem de buget, o să ne atingem targetul sau nu. Cifrele ne spun că nu o să ni le atingem. Păi hai să vedem unde strategie. Ok. Deci un soi de decision support. Ok. Da, decision support. Practic, pe baza cifrelor tale, calculate în finance, oamenii din zona de business împreună cu tine luau niște decizii care se traduceau în strategia pe o lună, pe trei luni, pe un an. Și de asta era interesant pentru că vedeai și partea asta strategică. Erai mai aproape de strategia companiei, de client, de produse noi, de ce se întâmplă. Deja devenea foarte interactiv. Ok. Da, practic, cum se spune, era o consultanță către management sau nu știu cine, head of departamentele astea. Da, ca un consilier. Nice. Bravo. Bravo. Întorcându-ne înapoi la training, că noi am fost, de exemplu, când am fost atunci la Madrid la conferință, nu știu, dacă ai momente din astea, uite, ai recomanda studenților să facă, să urmeze același fel de programe în care ai flexibilitatea asta, în care să încerci mai multe arii de business și vezi ce-ți place, ce nu-ți place, ca apoi să te decizi pe o direcție? Dacă ești hotărât și ți este foarte clar ce vrei să faci, dacă tu știi că ție îți place matematica și vrei să faci finance, go for it. Mi se pare că n-are sens să te mai uiți în stânga și în dreapta dacă știi că vrei să faci lucrul ăsta. Cu atât mai bine că ești hotărât. Dacă nu știi, mi se par programele de genul ăsta o oportunitate atât de mare, pentru că te lasă efectiv să experimentezi fără să-ți ceară nimic în schimb. Și mi se pare că e mare lucru ca o companie să-ți pună la dispoziție echipele și să-ți spună, uite, stai două luni acolo, două luni acolo și apoi decide-te și vezi ce ți-a plăcut. Au fost așa multe momente, mi-a fost atât de greu să spun. Mi s-a părut că a fost compania care m-a definit ca din punct de vedere carieră și cum sunt acum la locul de muncă. Da. Dar ce e foarte important, lăsând la o parte micile evenimente în firmă de care te poți lega și îți poți crea oportunități, sunt oamenii
Deci, pentru mine, de-a lungul carierei mele, tot timpul a fost vorba despre oameni. Și de la ei am învățat cel mai mult și tot ei m-au ajutat cel mai mult. Am avut un mentor în ING, dar am avut unul și în Vodafone. Ok. Și la ce a fost bun un mentor este pentru că a fost că el credea în mine mai mult decât credeam eu. Și tot timpul spunea, Luciana, tu poți să faci asta. Tu ești foarte bună pe ceea ce faci. Când mi-a zis să trec de la contabilitate la analiză, i-am spus, eu nu cred că pot să fac așa ceva. Sunt eu pregătită să fac așa? Și mi-a zis, da, ești pregătită să faci așa ceva. Și apoi, din nou, când am trecut de la analiză la business partnering, unde era vorba de decision support, mi se părea așa ceva foarte important. Adică nu te joci cu lucrurile astea, că pe baza cifrelor tale se iau decizii mari. Și, din nou, tot el a crezut în mine și mi se pare că, având un mentor care să-ți mai dai așa cât un imbold, știi, când te împiedici să te mai ridici un pic, este super life-saving câteodată. Să nu te neci, câteodată te neci, că se mai întâmplă. Aici voiam să ajung la partea asta de mentorat și mentori, cât de important. Și toți în program am avut un mentor. Uh-huh. Știu că și pe mine cât de mult m-a ajutat. Pentru că la început de carieră ești, nu știu, aerian. Cel puțin eu eram aerian, nu știam. Ești pierdut, da. Și faptul că ai pe cineva care te îndrumă și cumva la mine a fost așa mai și indirect. Eu eram, nu, că vreau să fac X și Y, că știu eu mai bine. Și el apoi venea cu ochii, dar de ce vei face asta? Sau te-ai gândit și la Z și la altă opțiune? Cineva care fix asta te antrenează într-un ăsta, într-un critical thinking, ok, poate cum ar fi dacă ai face și asta și aia, sau dacă ai face altfel, sau dacă foarte, foarte mișto. Îți oferă noi perspective. Exact. Că da, până la urmă ai nevoie de oameni ăștia cu experiență, că altfel ai învățat și pe cont propriu, dar procesul ar fi mult mai lent, mult mai greu. Da, mai lent, exact. Ar dura mai mult. La mine cu mentorul a fost o altă întâmplare. Eu cred foarte mult în lucrurile astea, că nimic nu se întâmplă fără un motiv. Mentorul pe care mi l-au alocat prima dată, nu aveam niciun fel de chimie cu el. Veneau sesiunile de... Și nu o să uit niciodată că mă întrebam, zic, Doamne, ce o să mai vorbesc? Că trebuia să merg cu subiect la sesiunea de mentorat. Zic, ce o să mai vorbesc din nou? Că nu simțeam că am chimie. Și... după mai puțin de jumătate de an, mentorul meu a plecat din Vodafone și cumva au zis, Luciana, trebuie să dăm un alt mentor. Și din fericire m-au lăsat să aleg. Și l-am ales exact pe tipul care mi-a spus, ok, dacă nu ești potrivită pentru marketing, hai să faci finance, că ești potrivită de finance, sigur. Țin minte și acum că cu el am avut acea chimie, aveam încredere să merg să-i povestesc problemele pe care le întâmpinam cu colegii, nu mi-era teamă că o să mă judece, nu mi-era teamă că o să privească o anumită problemă ca pe o... ca și cum i-aș atrage atenția că, de fapt, departamentul lui el avea o problemă, ci mai degrabă încerca, cum ai zis și tu, nu să-mi spună ce să fac, ci să-mi pună întrebări și să mă ghideze astfel încât singură să-mi găsesc răspunsul la problemele mele. Și da, cred că e important să ai un mentor. Nice. Aș zice că e esențial. Companiile care au un program de pentru trainee ar trebui să vină la pachet cu mentorul. Trainee-ul și... Da, sau chiar dacă nu vine într-un package din ăsta, ok, hai că avem, o să ai un mentor și așa mai departe, nu te împiedică nimeni să găsești pe cineva care e super smart și e mai dispus să ofere sfaturi și efectiv, ok, hai să stăm de vorbă, învață-mă, ajută-mă și așa mai departe. Adică nu cred că... Exact, da. Scuze, să mai zic ceva înainte să trecem la următoarea. Te rog. Dacă ascultă cineva care e tânăr și se gândește, da, și mie mi-ar plăcea să am un mentor, dar mi-e rușine să întreb sau poate întreb și nu o să vrea și ce o să mă facă nu o să vrea, eu cred că
90%, dacă mergi și întrebi pe cineva, uite, mi-ar plăcea să mă ajuți, am nevoie de un pic de ghidaj, 90% vor spune da. Sunt foarte puțini oamenii care or să spună nu, nu am timp de așa ceva, nu vreau să te ajung, nu mă interesează, nu-mi pasă. În general, oamenii din corporații, din ce am observat, au această gândire foarte deschisă și mai ales către tineri, dar mai ales către tinerii care vor și își doresc și sunt implicați și vor să crească. Deci dacă au vreo teamă că o să le spună cineva nu, sunt șanse foarte mici. Da, cred că pe cât de important e să ai mentori ăștia la care să apelezi, la fel de important e ca tu să oferi mai departe. Pentru că chiar programul ăsta ofera șansa ca tu să fii buddy pentru cineva mai nou, nu? Dacă mi-aduc aminte corect. Și era un lucru mișto, pentru că practic erai forțat cumva să îți sintetizezi cam tot ce știi despre, nu doar despre companie, ci despre, nu știu, fiecare departament, fiecare pe unde ai fost tot și așa mai departe. Și cumva să dai niște feedback, nu știu, unuia care e la început, care practic e în papucii tăi. Și în general, adică... ok, hai să trecem la banking. Deci cumva foarte, foarte progresiv ai fost, adică de la step by step ai fost de la, nu știu, lucruri foarte, foarte, foarte mișto. Acum la banking, finance business partner, cum a fost? Practic același rol, dar în altă industrie, altă companie. Cum s-a părut? A fost foarte diferit, pentru că deja aveam experiență față de primul rol, unde a fost mai mult de descoperire, de învățare, de înțeles cu ce se mănâncă rolul. Când am venit în ING, deja aveam experiență. Văzusem practici bune și practici mai puțin bune și mi-a fost foarte ușor să iau bune de dincolo și să le aduc în echipa în care eram acum. Și deja acum al doilea rol de business partner, pentru că aveam deja zona asta de experiență, m-a lăsat foarte mult, aveam și mult mai multă încredere în mine, dar cumva m-a lăsat să o las mai moale cu zona, cu cifrele, tot timpul să fie cifrele corecte, să ne asigurăm că nu e absolut nicio greșeală, că era mai relaxată și m-a lăsat foarte mult să mă focusez pe interacțiunea cu oamenii. Pentru că departamentul meu de business cu care colaboram era format din acest mentor al meu și 7 oameni. Și am spus că un an și jumătate a fost doar despre a crea conexiuni cu oamenii din echipa respectivă. Și chiar doar asta am făcut. Adică, da, le ofeream sprijin absolut oricând aveau nevoie, nu erau cifre cu care să nu-i pot ajuta, nu era o informație din finance pe care să și-o dorească și să nu le-o dau, dar în același timp, ce mi-am dorit eu să fac în a doua tură a fost să creez o legătură între cele două departamente, că în general oamenii de finance sunt văzuți așa ca niște sperietori, știi? Să ne taie bugetele, ne vor lua toți banii, dacă nu ne cheltuim banii, nu vom mai avea până la sfârșit de an nimic. Și am vrut să rup nu știu, distanța asta atât de mare și cumva să nu mai fie o competiție între cele două departamente. Ăsta e bugetul meu, finance-ul vrea să-mi ia bugetul, ci să fie o colaborare. Și a fost o experiență de succes. Dar a fost o experiență de succes pentru că și oamenii au fost deschiși să primească. Bravo, bravo. Care erau astea două departamente? Deci finance între ce departament? Finance și departamentul de retail, care... Ah, ok, ok. Face toate produsele. Ok. ok, deci și practic pentru că tu oferai consiliere către retail, ai trecut în tabăra cealaltă, către retail, în product management. Da, la un moment dat nu se mai știau taberele, că auzi, dar tu din ce departament faci parte? Sau ești din retail? Că pare că le cam ții partea. Ok, deci ai schimbat tabăra și te-ai dus în product management în retail. Cum a fost?
Sincer, nu numai că am schimbat tabăra și m-am dus acolo, dar am început să fac ceva ce eu nu făcusem niciodată. După ce faci finance 5-6 ani, a trebuit să iau de la zero. Deci eu nu știam cu ce se mănâncă zona asta. Bine, mai văzusem așa un pic la ei ce făceau ei, dar una este să vezi și alta este să faci tu. Și ajungând în zona de product management și lucrând și agile, deci tare, încă o dată nouă în tot, m-am simțit, știi, ca o barcă din aia care plutește în derivă. M-am trezit, zic, Doamne, dar încotro o iau, ce trebuie să fac? Don't chase waterfalls. Nu știam ce mi s-a întâmplat. Deci nu știam ce mi s-a întâmplat și zic, ok, ce mă fac? Și am avut o perioadă lungă de timp când m-am întrebat dacă am luat decizia corectă. Eu făceam finance, eram foarte bună pe ce făceam, oamenii erau foarte mulțumiți, reușisem să fac niște, să aduc niște rezultate bune cu echipa de retail cu care lucram și zic, ia uite, m-am trezit eu dintr-o dată să o iau de la zero. Deci m-am mutat în zona de product management, am început să lucrez agile și am o echipă în subordine. Cum convingi oamenii să pună în aplicare ideile tale, crezând că sunt idei bune și sperând să aibă rezultate. Deci am foarte multe provocări acum. Păi faci un business, le faci un business case sau nu, nu, aici nu știu mai ține cont de cifre și de... Ba da, se ține, dar acum sunt în tabăra cealaltă în care eu cer ești altul. Clientul, da. Clientul, da, da, da. Dar, uite, tocmai asta mi se pare mișto, că practic ai văzut ambele perspective și practic asta ar fi un added value la tine. Practic ai fi product managerul ăla care știe ce se întâmplă în partea cealaltă. Și vii cu propuneri care sunt mai fezabile. Adică, știi că de regulă, lucrând cu ingineri și cu IT-ști, care sunt și tineri, care e o industrie, nu o industrie, un domeniu nou, sunt foarte optimiști. Hai să facem rachete spațiale cu, nu știu, aplicații și nebunii din astea. Și tu cumva știi deja, ok, poate că nu există bugete pentru nu știu ce nebunie sau poate că clientul nu are nevoie de treaba aia, că nu îl ajută atât de tare cum îl ajută, nu știu, un lucru mai simplu și, știi, mi se pare un punct de vedere foarte mișto pe care îl aduci în product management. Da, aici sunt două perspective diferite. Pe de-o parte, poți să fii mult mai realist și cumva ești mult mai... cu picioarele pe pământ, să zic așa. Că știi că toate proiectele au un buget, că nu există nelimitate, că uneori trebuie să renunți la niște chestii care sunt foarte faine, dar din limitări din astea de bani. Și atunci, cumva, uneori decizia e mult mai ușoară. Doar că, pe de altă parte, oamenii care, acei product manager care nu au această perspectivă a cifrelor foarte bine definită, sunt mult mai visători. Și am impresia că facem mult mai multe lucruri decât fac de fapt. Și e posibil ca uneori să și poată. Tocmai că fiind un pic mai visător și nefiind atât de cu picioarele pe pământ. Ok. Și cum este de fapt să lucrezi în agile, să lucrezi cu oameni tehnici, lucrezi cu oameni de business, să fii nucleul ăsta, practic, cum e? Înainte să spui ceva, l-am avut, de exemplu, pe Cătă, care e agile coach, agile master, care e super bun, a lăsat partea de programare și omul e pe agile foarte, foarte smart. Și l-am avut și pe Peter în același timp, care e la fel, product management. Și chiar sunt curios să aflu punctul tău de vedere. Cum e să fii nucleul ăsta între ingineri, între oameni de business, mai ales în banking, în finance?
Băi, apropo, mulțumim mult. Eu l-am ascultat pe Cătă și în momentul în care l-am ascultat pe Cătă la tine la un podcast, eram fix atunci, în prima lună când mă mutasem și am spus, iată un alt semn, nimic nu e întâmplat. Am nevoie să intru în legătură cu el ca să mă ajute și pe mine să înțeleg ce se mănâncă acest agile. Și cred că de 3 ori m-am văzut cu el pe Zoom. Și a fost super revelator. Adică m-a ajutat foarte, foarte mult să înțeleg cu ce se mănâncă acest agile, care e rolul meu, care e rolul echipei, ce ar trebui să facă fiecare. Deci, cumva, m-a ajutat enorm, enorm de mult atunci, la început, când eram pierdută. Acum, să fii nucleu, să știi că din exterior poate părea o chestie ușoară, dar îmi dau seama că e din ce în ce... oamenii tehnici, deci noi lucrăm într-adevăr cu oameni tehnici și nu doar că lucrăm, dar cumva trebuie să și înțelegem ce fac ei acolo, pentru că noi suntem cei care organizează toate task-urile și dacă nu înțelegem ce fac ei acolo, nu le putem organiza task-urile. Ok. Când vorbești de task-uri, vorbești de roadmap sau doar de project management în general? Vorbesc și de roadmap, dar și de task-urile de zi cu zi pe care le luăm în sprinturi. Oamenii tehnici au foarte multe cunoștințe, doar că... ușor aroganți. e greu să... Câteodată... Știi ce e cel mai greu? De fapt, tu, noi ca product manager avem, înțelegem și importanța zonei tehnice cu cerințele de securitate și cu toate nebunile astea care trebuie puse la punct, dar înțelegem și zona de business. Adică, care e strategia băncii, ce vrem să obținem din punct de vedere clienți, care sunt proiectele care sunt prioritare din punct de vedere al băncii, dar nu neapărat din punct de vedere al echipei tehnice, că lor puțin le pasă dacă clientul are un buton frumos pe bancomat, știi? Pe ei interesează să aibă zona de securitate acoperită și atunci e greu uneori să găsești o cale de mijloc. Să îmbin și zona tehnică și cu cerințele de business și cu obiectivele companiei și câteodată zona asta e cea mai complicată. Da. Cerințele de business vin tot de la tine, de la product manager sau de la business analyst? Câteodată vin de la mine sau de la noi, că decidem împreună câteodată dacă vrem să facem ceva nou, câteodată vin de la alți product manager care ne dau cerință nouă și câteodată vin chiar de la managementul companiei. Uite, ne-am gândit că ar fi frumos pentru clienți să aibă chestia asta la anul. Putem să o facem, dar nu, analizați și încercăm să vedem dacă merge sau nu. Tare. Tare. Ce... E hype-ul ăsta, toată lumea vrea să facă IT. Adică, da. Așa mi se pare mie, toată lumea vrea să se ducă pe IT. Că, și multă lume chiar face reconversia asta profesională, adică face, să zicem, bine, pentru mine orice job se leagă de IT, că e marketing, că e, nu știu, finance, business, până orice se leagă de IT. Dar sunt oameni care efectiv nu au avut tangențe cu IT-ul, vor să lase ce au făcut ei înainte deoparte și reconversie, bam, să facă IT. Și de fapt și studenții, cred că acum foarte mulți studenți stau la Politehnică special ca să aibă un job în IT. Care-i sfatul tău pentru un student sau om care e deja în piața muncii și face conversia asta? Se duce către IT și mai ales sunt curios care e punctul tău de vedere, că tu practic ești într-un loc foarte complex, adică să faci IT în banking și nu orice IT, ci product management, care practic e core-ul, nu știu, voi sunteți oameni de, adică oamenii de produs, mi se pare, în opinia mea, cei mai
importanți. Ce sfaturi ai da către oamenii ăștia care fie vor să facă conversie către IT, fie vor, sunt studenți și vor să intre în IT, fie sunt în IT, dar au probleme, le e foarte greu și așa mai departe. Mi se pare și mie că IT-ul e acum un domeniu care e din ce în ce mai căutat și cred că tinerii sunt atrași pentru că zona financiară e destul de favorizată pentru IT-iști, deci din punct de vedere financiar chiar se câștigă bine și chiar în ultima perioadă am văzut că a luat amploare în România treaba asta. Părerea mea este că dacă cineva vrea să facă această conversie, dar nu numai către IT, dacă ești în IT și îți dai seama că îți place zona de product management și vrei să faci, mi se pare că cu cât îți dai seama mai devreme, cu atât mai bine. Pentru că pe măsură ce înaintezi, câștigi mai multă experiență în domeniul în care ești, îți e un pic mai greu să renunți. Uite, mie mi-a fost greu la 26 de ani să renunț după 6 ani de finance să îmi schimb cu totul jobul. Doar că mi se pare că în ziua de astăzi, piața muncii este atât de diversă și se caută din oameni cu skill-uri cât mai variate. Dacă ai și un skill de IT și ai și skill-uri de product management și ai mai fost poate pe undeva și un Scrum Master sau... Dacă spui pe LinkedIn, nu știu, Scrum Master, Product Manager și deja ești... Dar toate companiile pe tine. Deci eu chiar cred în chestia asta că în ziua de astăzi, cu cât ai skill-uri mai variate, cu atât o să fii mai... CV-ul tău o să fie super atractiv către orice angajator. Pentru că, de fapt, asta se caută. Nu se mai caută ca pe vremuri un expert neapărat în domeniu. Să stai 20 de ani, ai făcut doar asta și ești expert. Nu, în ziua de astăzi se caută skill-uri cât mai variate și la orice vârstă e bine, dar cât mai devreme experimentezi mai multe lucruri, cu atât mai bine. Deci, practic, încurajezi să încurajezi mai mult accentul ăsta spre generalist, mai mult decât specialist, corect? Asta eu așa încurajez, da. Ok. Ok. Bine, asta cred că e definiția unui product manager. Pentru că și dacă gândește, dacă e să zicem, ești un product manager care nu e generalist, ci e specialist, dacă ai fi un manager și ai vrea o echipă de product manager, ai vrea cumva, cel puțin eu aș vrea să am un product manager care are background in finance, un product manager care are un background din IT, un alt product manager care are background, nu știu, de marketing și de fapt ce echipă mișto ar face. Tocmai că echipa ar fi generalistă, practic. Deci cumva tot generalismul ăsta, nu, e corect generalist? ok, și ce mi se pare mișto, de exemplu, că tu practic ai flexibilitatea asta. Gândește-te, când ai fost la Vodafone și tu vrei să faci marketing, dar ți s-a propus finance, ai zis, ok, go for it. Ceea ce e mișto, adică skill-ul ăsta de a fi flexibil, cumva l-ai avut, adică e acolo. Și în același timp, acum, la 26 de ani, ai lăsat finance ca să faci product management. Din nou, foarte, foarte mișto. Da, hai să spun o chestie faină, cum m-au angajat. Hai, te rog. Ce a fost interesant a fost că eu nu am aplicat la job. Eu nu m-am aplicat la acest job de product manager. Țineam o prezentare. Țineam o prezentare cu cifre și fix asta făceam, spuneam o poveste despre cifre care le prezentam. Și managera mea de acum era și ea în forumul de participanți și m-a sunat după și mi-a zis, băi, uite, am asistat la prezentarea ta. Mi s-a părut că ai harul ăsta de a spune povești, de a ține prezentări, a fost super interesant, nu m-am plictisit niciun moment, deși eu în general la prezentările cu cifre mă plictisesc de moarte. A zis,
am un job care mi se pare că se potrivește, ai fi interesată să asculți. Și am zis, ok, da, sunt interesată să ascult. Și așa, așa mi-am schimbat eu jobul. Bravo, deci practic ce spuneam, adică ești destul de flexibilă și curioasă, adică ai curiozitatea asta să încerci lucruri noi, foarte, foarte da, mișto. Exact despre asta e vorba, da. Uite, vorbind de partea asta de storytelling, e corect? Practic, ești super ok pe partea asta de a spune povești, de a transforma cifre în ceva mișto, într-o poveste. Cum citești mult, scrie articole sau cum faci să îți rezolvi partea asta de storytelling? Am fost și la cursuri de storytelling. Ok, nice, bravo. De ce? De ce și când? Erai în facultate sau în timpul jobului? Am fost la mai multe. Okay. Primul la care am fost, eram într-adevăr în facultate și m-am dus la un curs de vorbit în public. Okay. Am fost cu niște actori de teatru. Nice. Și ăla a fost primul meu contact cu vorbitul în public. Nu știam înainte ce înseamnă, atunci auzeam pentru prima dată cum să-ți construiești un discurs, mi s-a părut interesant, știi? Și după aia, pe măsură ce am văzut că, ok, zona de decision support implică niște prezentări către management. Nu mai puneai niște cifre într-un tabel și le trimiteai pe mail. Am zis, ok, hai să merg și la un curs mai profi de storytelling. Și, într-adevăr, acolo te învață, dacă ajungi la un curs bun, te învață cum să-ți construiești discursul, dar spunând o poveste. Nu prezinti de cifre, asta e creșterea, asta e scăderea, bla, 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 ne-am plictisit cu toți, am murit și... E un pic să trezească interesul ascultătorului, că deși sunt niște cifre, nu trebuie neapărat să fie plictisitor. Și am exersat. De fapt, ăsta e secretul. Am fost o dată, de două ori la cursuri, de trei ori, mi-am notat câteva chestii, dar după aia le-am și pus în aplicare și am exersat. Și după aia a devenit un pic natural, cumva le-am asimilat și nu mai fac. Că acum mă mai întreabă colegii, auzi, dar tu cum faci când ți-o prezentare? Îți iei notițe, îți scrii discursul pe o foaie de hârtie și nu mai fac asta acum, dar am făcut mult timp. Bravo, bravo. Și, ok, cursul de storytelling și scrii? Îți place să scrii? Vreau să spun și de asta. Da, am vrut să menționez la început. Am lucrat 8 luni de zile într-o redacție la Ziarul Financiar. Oh, ah, bravo! Deci practic erai cu finance încă de... Într-adevăr, acolo scriam articole. Deci asta făceam, ăsta era jobul meu, scriam articole. Câteodată clasicul scris de articole, luat interviuri și făcut articole, altădată traduceam din limbi străine. Doar că a fost un exercițiu foarte bun, că și dacă traduceai, nu traduceai tot timpul mot-a-mo, cum face Google Translate. Trebuia să gândești un pic, să rearanjezi și a fost un exercițiu bun și încă scriu și acum. Este unul dintre hobby-urile mele și cred că ce mă relaxează foarte mult în timpul liber. Am foarte multe jurnale. Auzisem că este ca o formă de terapie, de eliberare a emoțiilor. Și că scriind este ca și cum iei povesti cuiva, știi? Doar că vorbești cu tine în scris. Și scriu și acum. Deci e o activitate pe care o am de foarte mulți ani, am păstrat-o, îmi place foarte mult și recent am mai și citit, că acum toată lumea e cu dezvoltare personală, cu autocunoașterea și... Life coaching. Exact. Și pare că e o tehnică pe care foarte multă lume o bagă la înaintare, ca fiind ceva de mare ajutor. Da, vorbești de journaling sau de citit? De journaling, da. Da, mulți experți spun că journaling e... Exact. Let's make journaling great again.
Exact, da. Și scrii, deci practic e ceva mai personal, nu e ceva unde, nu știu, să zicem, ai scrie pe Medium articole din astea, nu știu, ce înseamnă product management, ce înseamnă finance și te-ai gândit să scrii pe Medium? M-am gândit, nu pe Medium, m-am gândit că mi-ar plăcea foarte mult să scriu pentru Dilema Veche. Oh, nice, nice. Wow, stai că deja e altă categorie. E unul dintre ziarele mele preferate. Îmi place foarte, foarte mult să-l citesc și m-am gândit, zic, mi-ar plăcea și mie atât de mult să scriu un articol în Dilema Veche. Despre ce ar fi articolul ăsta, știi? Dacă ai cine o TED Talk, despre ce ar fi la tine, ar fi despre ce ai scrie în Dilema Veche. Dacă ar fi să scriu un articol în Dilema Veche, cred că ar fi despre relațiile interumane. Ok. Ce ar fi, care ar fi o idee principală? Ok, care e treaba cu relația asta, cu relațiile umane? Where's the catch? Păi, fii atent, the catch e super simplu. Tehnologia asta ne ajută câteodată să ne conectăm, dar ne conectăm mai mult la un nivel superficial. De acord. Adică nu mai avem meaningful connection with people, știi? Sunt câteva momente în viețile noastre, mai multe, dar sunt câteva în care dacă n-ai aceste meaningful connections, și mă refer cu prieteni, cu familie, cu... Uite, chiar și acum când vorbim cu tine, una este să vorbesc cu tine așa, alta este să vorbesc cu tine în timp ce mă uit în telefon. Și aș scrie despre lucrurile astea în speranța că oamenii citind poate devin un pic mai aware. Și poate zic, am citit un articol în seara asta, când mănânc cu familia mea, nu mai țin telefonul lângă, îl las deoparte. Deci, bine, cred că ți-a plăcut să ușor Dilema pe Netflix. Un mic lucru pe care nu l-am zis și poate important. Eu n-am visat niciodată că o să ajung să fac ce. Când eram mică, mă gândeam că dacă ajung și eu într-o firmă cât de cât ok, cu un salariu decent, cât să mă descurc, o să fiu mulțumită. Dar cred că dacă visezi, efectiv dacă visezi și creezi în mintea ta și în capul tău, dacă îți creezi un ideal, un vis, mi se pare că deja 80% din treabă e făcută. Dacă ai curajul să visezi și să crezi, oamenii tineri au curajul să viseze și să creadă în ei, sunt aproape sigură că pot reuși foarte multe lucruri. Practic avem nevoie de product manageri care sunt visători. Avem nevoie. Și vor rocket science. Acum, treaba asta cu Agile, parcă aud din ce în ce mai des. O grămadă de companii care au auzit de modul ăsta de lucru și vor să implementeze, știi? De toate companiile alea vor căuta oameni care să fi lucrat Agile și să aibă skill-uri de product management. Deci mi se pare că e super de viitor. Da, uite, că când eram la Vodafone, eu în echipa de Agile eram, știi, singura echipă de Agile din Vodafone. Și da? Ia, eram pe online, foarte, foarte mișto, adică la fel aplicații pe mobil, magazin online, foarte mișto. Și cumva, uite, subiectul ăsta l-am atins și cu Petre, care a fost pe podcast, că noi, ăștia millennials sau tineri, cumva suntem atrași de tehnologie, adică și tu spuneai că nu te visai lucrând ca product manager. Cumva, inconștient, tot lucrând cu tehnologie, lucrând în domeniile astea, ajungem. Și cred că ține de generație, că până la urmă am crescut cu tehnologie. Cred că zona asta de tehnologie ne atrage și cu cât o companie e mai digitalizată. Uite, de exemplu, ING-ul a luat acum de curând, recent, am primit un premiu. Am ieșit numărul 1 din punct de vedere al experienței pe care o oferim clienților. Bravo, bravo. Le-am pus niște întrebări, da, cum vi se pare aici, nu știu ce. Și toată lumea a spus că se duce spre zona asta de digitalizare, să fii oriunde și oricând are clientul nevoie. Luciana, mulțumesc mult pentru discuție, foarte, foarte mișto, foarte interesat ce ai făcut până acum, îți urez multă baftă și ținut tot așa. Mulțumesc și de invitație și baftă și ție. Și ține legătura.